Dragilor, am revenit în platou unde discutăm despre frumusețe, dar și despre cum ne împăcăm cu ideea că nu suntem conform tiparelor. Iar atunci când nu suntem conform tiparelor, trebuie să ne simțim bine în propria noastră piele. Cum facem asta, ne va spune psihologul Raluca Anton. Dragilor, Ralu, îmi pare bine foarte mult că ești aici. Dar ce bine mă simt eu invitată. Despre asta vreau să și vorbim, să te simți foarte bine și să discutăm despre toate aceste lucruri, cum că femeile poate apelează la aceste tehnici, tertipuri, să spunem minim invazive, non-invazive, chiar și chirurgie estetică, pentru că simt această presiune că trebuie să arăți bine. Care ar putea să fie motivațiile acestor femei? Am cu siguranță trendul în ceea ce privește aspectul fizic s-a schimbat destul de mult în ultimii ani. Dacă la Marilyn Monroe e la talia subțirică și șoldurile mai voluptoase, acum lucrurile s-au schimbat și cu siguranță presa dă direcția în ceea ce privește aspectul fizic. Discuția cred că ar fi mai degrabă dacă vorbim despre niște probleme emoționale asociate acestei decizii și studiile de specialitate în acest domeniu sunt destul de contradictorii. Cele mai recente studii de specialitate merg pe ideea că dacă vorbim despre anumite corecții și anumite lucruri pe care vrem să le îmbunătățim fără să schimbăm puternic, să zic așa, imaginea corporală, atunci nu este vorba despre nicio problemă emoțională asociată, cu toate că ulterior femeile raportează că se simt mult mai bine și stima lor de sine crește în urma intervenției estetice. Deci ar trebui să căutăm perfecțiunea? Nu știu dacă asta sau se rezumă. Sau să tindem spre perfecțiune. Cu siguranță dacă asta aduce un plus în ceea ce te privește pe tine ca individ și tu crezi că vei avea performanțe mai mari în anumite domenii, mai ales dacă și profesia îți cere asta, e un plus pe care medicina ți-l aduce și de care e normal să profiți până la urmă. Domnule doctor, care sunt motivațiile pentru care vin pacientele la cabinetul dumneavoastră? Cu ce își motivează ele alegerea? Asta este frumusețe, este pe primul loc. Oricum, idealul de frumusețe se schimbă și, cum ne-a explicat și doamna psiholog, dacă mai de mult erau plăcute femeile care erau foarte voluminoase, da? După cum știți, la femei, sânii și șoldurile arată fertilitate, da? Deci din moș strămoș, bărbații își alegeau femeile care aveau sâni și șolduri mari. Și atunci, în ziua de astăzi, se pare că au revenit aceste... Dar modele. Foarte bine că ați adus în discuție și bărbații. Ați avut paciente care să vină și să spună: uite, vreau să îmi măresc sânii pentru că dorește iubitul, prietenul sau soțul? Sigur. Și este întemeiată această dorință? De obicei își dorește și ea. E foarte important ca tu ca medic să afli ce își dorește pacienta. Dacă ea nu-și dorește și soțul dorește, eu nu o să-i fac niciodată această intervenție. Doamna doctor Moisil, ați avut cazuri în care să vină pacienta de mână cu iubitul, să-i faceți niște buze mai mari pentru că vreau să, nu știu, să... Nu, la mine de obicei... Tu pentru un alt fel. La mine de obicei se vine la cosmetică, la îndepărtare de coșuri, de acnee. Foarte puține paciente spun că vin pentru corecția ridurilor, pentru că, cum ați observat, diferențele nu sunt atât de șocante încât să le remarci pe stradă. Sunt niște îmbunătățiri care mai mult le vezi tu, le știi că sunt. Comentariile celor din jur de obicei sunt: arăți mai bine, ești mai odihnită, arăți mai tânără, arăți veselă, dar nu se vede. Și de cele mai multe ori sunt, doamnele își fac aceste proceduri când soțul pleacă câteva zile. Poate să creeze dependența aceste... Te obișnuiești, te obișnuiești să arăți bine, te obișnuiești să... Vezi că se poate și da, dependență, intră într-o rutină la un moment dat și îți faci calculele în funcție de și de aceste ameliorări, ca și la coafor. Și la coafor doresc să mergi din când în când sau vrei să-ți schimbi culoarea părului sau vrei să-ți întreții părul. Este la fel și cu partea de înfrumusețare. Dar cât de întemeiate sunt aceste complexe ale noastre?
Acum, dacă vorbim din punct de vedere a evoluției noastre, este foarte clar faptul că am supraviețuit până acum fără să avem nevoie de aceste lucruri. Însă, dacă ne uităm la performanța sau la, uite, sunt studii în ceea ce privește resursele umane și se pare că femeile frumoase își găsesc mult mai repede un loc de muncă. Da. Și atunci normal și mai bine că plătite. Și sunt și mai bine plătite și atunci normal că trebuie să ne adaptăm acestui lucru. Dar aici intervine o altă problemă, în sensul în care din ce în ce mai mult vârsta celor care apelează la astfel de tehnici a scăzut foarte drastic. Și atunci, ca un părinte, tu cum îi explici copilului că, uite, la 17-18 ani, nu este bine să îți faci o intervenție de genul în condițiile în care vine studiul și îți spune alb pe negru sau negru pe alb că câștigi mai bine dacă arăți mai bine sau poți să fii promovat mult mai ușor? Cu siguranță, da, în adolescență nu este cazul să câștigi decât dacă, cum ziceam și mai devreme, ai o meserie în care să ai nevoie de asta, nu știu, ești model și ți se cer alte dimensiuni. Și dacă lucrezi la birou, de exemplu? Nu... Dacă lucrezi la birou, nu ai nevoie de asta, spun studiile, decât în momentul în care te angajezi. Și apoi, dacă încerci să urci în ierarhia socială, se pare că de asemenea te ajută în ierarhia din punct de vedere profesional. Dar dacă este să ne referim la ce spuneai mai devreme, cred că încă de când fetele sunt mici, ar trebui să li se construiască această stimă de sine și să se lucreze pe această dimensiune și cu siguranță că în momentul în care vor ajunge la adolescență nu vor lua această decizie, din nou dacă nu vorbim despre corecții, ci vorbim de îmbunătățiri în ceea ce privește corpul tău. Iar apoi, pe măsură ce înaintezi în vârstă, bineînțeles că e ideal faptul că poți să, așa cum spunea și doamna doctor, că poți să-ți calibrezi vârsta interioară cu felul în care arăți. Dar totul cu anumită măsură și văd că Teo iarăși ridică mâna, vrea să ne întrerupă puțin pentru că probabil a pregătit din nou ceva bun. Doamna psiholog, știți ce vreau să vă întreb? Că deja eu mă simt mic aici în bucătărie, deci nu am absolut niciun rol, prăjesc aici în prostia mea, implanturi nu am, buzele, nu se mai poate corecta nimic, cu absolut nimic și pe mine credeți că toată lumea mă iubește, pentru că asta este un fapt știut, că toată lumea mă iubește, pentru că sunt atât de inteligentă? Așa este, toată lumea te iubește. Probabil că primul atu este faptul că ești inteligentă, da. Însă nu excludem și alte componente fizice, bineînțeles. Am înțeles, da. Poți să te întreb asta în calitate de Raluca, colega mea, și nu de doamna psiholog. Crezi că eu chiar sunt inteligentă sau părinții mi-au spus foarte mult când eram mică, deșteaptă te-am făcut și de aia cred eu asta? Credeți deci că e părerea mea de colegă până da, la da, deci tu așa cum ai văzut tu aici, socializând și așa, crezi că chiar sunt sau nu, mamă? Mi s-a spus atât de mult încât cred, știi? Cum am zis, mă, că eu la televizor nu o să pot spune altceva. Eu cred că chiar ești. Dar mulțumit. Nu putem spune la televizor despre ședințele de câte oră pe care le avem noi săptămânal. Nu. Bine, mulțumesc. Revenim la discuția noastră și vreau să-l întreb pe domnul doctor dacă le-a spus pacientelor, uitați, nu este bine să vă operați, nu este bine să faceți acest lucru, sau înainte le îndrumați la psiholog? Și clica, noi avem o domnișoară psiholog. Este foarte important, mai ales când faci o operație, deci când faci o intervenție minim invazivă, efectul va dispărea într-o perioadă, un an, 6 luni. Când faci o intervenție chirurgicală, efectul este permanent. Durează. Acum, sunt unele doamne sau și domni care își doresc ceva ce nu se poate realiza sau au alte expectative mult prea mari. Mai este o problemă, se cheamă BDS, Body Dysmorphic Syndrome. Da? Deci este un sindrom în care pacientul sau pacienta, oricât încearcă, el nu se vede cum trebuie. Deci se vede foarte urât sau se vede foarte gras sau se vede... Da? Și atunci aceste persoane trebuie îndrumate spre un psiholog înainte de a încerca să-i corectez ceva. Și atunci, ca și un psiholog, cum încerci să schimbi părerea omului despre sine? Să-i spui că, de fapt, nu se vede bine în oglindă, că, practic, oglinda nu reflectă sau psihicul lui nu reflectă realitatea. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să vezi, în primul rând, care este motivația clientei, de ce își dorește acest lucru și să vezi dacă nu există, într-adevăr, niște lucruri în concordanță cu ceea ce ea spune, adică are niște nereguli în ceea ce privește corpul ei. Dacă nu există aceste lucruri, atunci lucrăm, în primul rând, pe date obiective. Hai să vedem ce înseamnă pentru tine corpul ideal. Și, de obicei, ceea ce ea afirmă
nu reflectă imaginea pe care ea o are. E foarte greu de lucrat cu aceste persoane, pentru că tu trebuie să le convingi de un lucru în care ele cred cu tărie. Medicul. Și aici primează chirurgia estetică. La noi, chirurgia estetică e foarte important să îți dai seama cu cine ai de-a face. De ce fel de pacient ai în față. Una din cele mai ușoare întrebări care poți să o pui e câte ore petreci în oglindă sau cât timp stai în oglindă. Dacă deja timpul de stat în oglindă e foarte mare, înseamnă că persoana aceea o să-ți creeze probleme. Deci este o persoană care are un self-esteem mai mic. Și atunci trebuie îndrumată sau la un psiholog sau trebuie să explici foarte corect sau trebuie să-i spui la ce să se aștepte. Doamna doctor Moisil, credeți că aceste paciente care se prezintă, repet, fie pentru proceduri minim invazive, fie pentru chirurgie estetică, să prezinte anumite boli psihice, nu știu dacă mă exprim aici corect, mă refer în primul rând la anxietate? Din punctul meu de vedere, nu am prea avut de-a face. Deci nu ați avut cliente care Nu prea pot să-mi exprim o părere că nu. N-am fost pusă în situație. Persoanele care au anxietate evită astfel de situații, chiar dacă și-ar dori foarte tare să-și facă anumite intervenții, pentru că le este foarte frică, evită acest lucru. Dacă vorbim despre corecție, atunci, bineînțeles, că iarăși intervenția psihologului ar fi de dorit în momentul în care ai anumite probleme pe care noi le vedem și care sunt în defavoarea ta, e bine să reduci anxietatea pentru a-ți putea face intervenția respectivă. Da, domnule doctor? Dacă vorbiți despre o problemă psihică, singura care poate fi, ar putea fi depresia. Deci multe persoane sunt depresive sau au depresie sau au divorțat sau ceva și atunci încearcă prin chirurgie estetică să își recapete încrederea. Acceptați astfel de paciente? Da, acceptăm astfel de paciente. Și nu ați avut probleme ca după o persoană depresivă totuși nu gândește limpede și să spună după operație sau... Vorbesc de pacientele, de exemplu, care au depresie minimă, au divorțat sau ceva și vor să... Să supracompenseze. Dar cât depresie care e tratată cu medicație, atunci avem grijă mai mare. Ați avut paciente care să-și salveze, de exemplu, căsnicia? Da, s-a întâmplat. După ce s-au despărțit, a venit și a făcut o serie de proceduri sau de intervenții. Când a ieșit de pe clinică, arăta extraordinar. Soțul s-a reîndrăgostit și a fost foarte frumos. Happy end. Happy end, happy end, Teo. Happy end avem și cu mâncarea ta? Poftim. În această după-amiază, happy end, avem și cu mâncarea ta în această după-amiază. Da, am și scos asta de la cuptor, pot să vă și arăt. Ți-a crescut? Ți s-a aumentat? Natural, aumentare naturală, fără, nici măcar praf de cop n-am pus. Și, domnul doctor, pentru dumneavoastră, în mod deosebit, am găsit acest bol și pot numai un pic să vin să măsor, dacă seamănă. Știți de ce? Că m-am gândit că... Câți mililitri în cap în acel bol? N-aș vrea să știu. Hai să Dar vedem. Știi care e ideea? Eu m-am gândit că data viitoare când îl invităm pe domnul doctor, eu personal, eu, Teodora, o să îl invit, pe unde să vă abordez, că nu pe aici, nu pot, că mi-e frică de alea. Știu că n-am... Bună ziua, doamnă. Bună ziua. Și... Hai lângă noi, dacă... Deci seamănă, m-am gândit că bolul acesta o să-l folosesc pentru data viitoare când vă invit și o să fac un geleu în formă de sâni și pentru doamna doctor, că nici dumneavoastră nu scăpați data viitoare, aș vrea să veniți nu, pentru buzițe m-am gândit la un siropel de ceva ca să facem când guște așa din viață să fie mai dulce. Și pentru creier la ce? Nu? N-avem nimic? Doamna psiholog, pe dumneavoastră nu știu dacă vă mai ajută ceva. Pe mine nu știu dacă mă mai ajută orice aș lua. Teo? Vă aștept cu tată. Da? Nu mai. Eu sunt în stare de șoc. De când a început emisiunea, nu știu dacă ați observat. Teo, măsoară cât e aici, să știu și eu. Cum? Pune apa acolo să vedem cât e. O scrie pe el? Nu, dar mă interesează. 300, așa, să îmi puneți cu care e. Nici exact. Chiar, 250. Cam așa, ca la prima vedere. Cu alumia, cred că seamănă. Nu, nici mai pe departe. Mai mic, așa e? Pe departe. Da. Vă spun acum numai un pic că mă interesează și vă pregătesc și din tartă între timp. Să revenim puțin la discuție, pentru că aici ați punctat bine și ați zis că ați avut o pacientă care și-a îmbunătățit căsnicia. Și atunci vin eu să o întreb pe psihologa noastră. Totuși, această fugă către o perfecțiune fizică nu poate să ne sape pe noi relația afectivă și să ne sape pe noi ca persoană? Cu siguranță ajută în ceea ce privește relația de cuplu. Pentru că tu te simți mai împlinită, te simți mai bine, simți că arăți mai bine și sunt nenumărate studii de specialitate care spun că în momentul în care femeia se simte mult mai bine din punct de vedere fizic, în primul rând viața sexuală este mult mai bună. Luăm în consecință,
și relația. Și acum ați punctat, pe lângă aspectul fizic, viața sexuală, încrederea de sine. Deja se schimbă foarte multe. Dar există bărbați care să fie mai reticenți la a pipăi un sân cu un implant de silicon, să spună că nu este natural, sau din contră, să cazi într-o altă capcană și să spună că nu este natural și nu mai ești tu? Se poate întâmpla, dar totul depinde de nivelul de inteligență a acelui bărbat și în ziua de astăzi nu cred că am întâlnit bărbați să zică, eu nu, pentru că nu e natural sau nu mai vreau pentru că s-a operat sau, deci e o chestie care nu, operația nu ține de relația dintre ei. În principiu, bărbaților le plac sânii mai mari. Și atunci, din nou, noi femeile, de ce facem operațiile acestea? Ca să fim pe placul bărbaților sau pentru că ne obligă aceștia să ne simțim noi complexate din cauza faptului că avem sânii mici? Nu neapărat că ne obligă ei, e un lucru pe care femeile l-au făcut tot timpul. Știm că bărbații sunt vânători și femeile trebuie să-și arate fertilitatea, pentru că ăsta este practic rolul principal al femeii pe acest pământ. Ei, dacă acum câteva sute mii de ani femeile se împodobeau și se pictau, acum asta se întâmplă. Probabil că în timp lucrurile se vor schimba. E cumva datorită evoluției, nu datorită bărbatului care te împinge să faci asta. Dar ca să fim acum fair play și să iau și apărarea bărbaților, să spun, aceștia nu se simt puțin presați, tocmai din cauza femeilor care apelează la astfel de tratamente și la astfel de operații estetice și ei se simt un pic prin faptul că își pierd întâietatea, prin faptul că nu mai sunt atât de macho-man și atunci pot și ei să meargă la sala de forță și să se îndoape cu steroizi. Și în ceea ce îi privește pe bărbați, direcția merge încolo, înspre un aspect îngrijit și poate uneori mult prea îngrijit. Dar ține tot de decizia pe care o luăm în această perioadă a vieții noastre. Și bărbații își fac intervenții estetice. De care? Și de tot felul. Își fac implante de păr, își fac liposucții, își fac abdominoplastii. Sunt multe intervenții pe care implante de gambă își fac. Degeaba merg la sală dacă nu pot să aibă gambă. La un moment dat pot să-și facă implante sau implante de biceps. Sunt. Da, dar ne face atunci operații, ne fac operațiile estetice mai conștienți de faptul că trebuie să ducem și o viață mai sănătoasă. Să știți că persoanele care se adresează chirurgie estetice sau medicine estetice sunt persoane educate care au încercat să facă și cu alte metode să arate bine. Merg la sală, sunt persoane de nivel social mai ridicat. La începutul discuției am punctat că te poate ajuta în meserie să arăți mai bine. Este la fel și la bărbați. Și bărbații vin, își fac botox, își fac buze unii, își fac rinoplastii, își fac implante de păr. Sunt multe operații care se pot face. Eu mă bucur să aud asta. Să știți că v-am ascultat tot ce a spus și am intrat la foarte mari bănuieli. Deci eu încep să cred tot mai tare că nu se datorează nimic sportului și capoeira. Eu cred că Panto e cu bisturiu și cu... Eu zice să te uiți un pic și la culoarea lui. Poate asta o să mi-amintesc, te răspundă. Banto e brazilian, nu? Da, da. Da. Parcă l-am văzut pe undeva. Dar știți ceva... că e un pic așa... Ei, și de asta sunt zic că orele de sală, deci... cred că, și de antrenamente. Și cum putem face diferența? Pe pipăite? Sau ce... cum ne dăm seama dacă nu, e pe nu bune se poate. Sau e implant? Asta din operații estetice nu se poate face ce are Banto. Deci nu. Se pot face o augmentare minoră, v-am zis, la gambe, la biceps, la pectoral. Deci Banto este adevărat, da? Să stabilim, Banto este foarte adevărat, doar că acum nu este aici pentru că... Doar se va vedea fibra musculară care o are. Așa este, așa m-ați lămurit foarte tare. Eu vă aștept în bucătărie cu tot felul de lucruri. Nu mi este frică nici de injecție. De tine încă mai mi-e puțin frică, dar de doamna doctor și de domnul doctor nu. Să știți că puterea minții, Raluca, este mult mai mare decât vă puteți închipui și poate fi mult mai dureroasă decât injecțiile doamnei doctor, vă spun. Nu sperii clienții doar. Draga de tine, draga de tine, îți mulțumim și vrem să gustăm din acele bucate foarte interesante, dar să concluzionăm puțin această discuție și aș vrea să-mi spuneți fiecare pe rând care ar fi soluțiile pentru această luptă a formelor fără fond sau invers. Prin meseria pe care m-am ales-o, eu sunt pro aceste lupte, dar în toate trebuie să fie o moderație, ca în orice, ca în mâncare, ca la sport, nu trebuie să fie o cale de mijloc. Da? Poți să fii frumos, poți să arăți bine, dar trebuie să vezi și ce sacrificii faci și până unde împingi treaba asta. Doamna Moisil. De aceeași părere cu domnul doctor și da, consider că
O îmbunătățire a aspectului fizic întotdeauna îți aduce un plus de confort ție personal, și făcut cu măsură, și făcut cu posibilitățile financiare pe care le ai, pentru că se intră și într-o parte financiară aici. Atât cât poți și atâta cât te face să te simți bine, e un lucru bun. Nu știu dacă aș mai putea completa ceva, dar cu siguranță ce spuneam și mai devreme, să găsești acel echilibru între corpul tău, între mintea ta, lucrurile pe care le faci, relațiile pe care le ai. Știu că este cumva sună clișeu ceea ce spun în momentul ăsta și este un lucru foarte greu de făcut, însă asta nu înseamnă că nu se poate să găsim un... așa, o cale de mijloc pentru a le împăca pe toate. E o opțiune pe care o avem și cred că este în beneficiul nostru faptul că putem să avem astfel de intervenții. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, a fost o discuție foarte interesantă și mă bucur că am putut să o disecăm din mai multe puncte de vedere. Dragilor, sfatul meu este să ne simțim bine în pielea noastră și de aici încolo fiecare să decidă pentru propria persoană. Ne luăm acum la revedere și vă spun toate cele bune, rămâneți alături de colegii mei. În câteva momente, aici la Look TV, vin știrile cu Luciana Indre, sport și meteo, și Sabin German vă dă întâlnire de la 19:30 de minute la România de la A la Z. Noi ne revedem de luni până joi de la ora 7 ca de obicei și acum putem să mergem în bucătărie să gustăm din toate bunătățile Teodorei. Vă mulțumim! Viața e roz, trăiește-o ca atare, rețeta e la noi, te învățăm orice mișcare. Idei de succes, oameni simpli și vedete, toate îți dau loc, vino și ne urmărește. Viața e mai bună împreună, dacă ne vezi, totul merge strună, ziua bună o facem noi. De luni până joi.